Marți seară, Astra Giurgiu s-a deplasat la Media și unde a întâlnit formația Gazmetan din localitate în cadrul optimilor Cupei României la fotbal. A fost o partidă extrem de disputată, având în vedere faptul că sibienii sunt în formă bună, deși au debutat în sezonul fotbalistic cu stângul. Echipa giurgiuveană, antrenată de Daniel Isăilă, a început partida în forță, prima ocazie importantă a meciului fiind oferită de Budescu, cu un șut care din păcate nu a atins poarta. Nici echipa Gazmetan nu a avut mai mult noroc, execuția lui Todea ratând cu puțin poarta apărată de Silviu Lung Junior. Repriza a doua a fost și ea băgată în tentative de a înscrie, însă în minutul 54 sibienii au rămas în 10 jucători după eliminarea lui Mut pentru cumul de cartonașe galbene. Aflată în superioritate numerică, Astra a prins curaj, iar în minutul 86 Junior Moraiș execută o lovitură liberă de la 25 de metri și înscrie unicul gol al partidei. Astfel, Astra reușește să se califice la limită în sferturile Cupei României, aproape de obiectivul antrenorului Isăilă de a accede în semifinala competiției. Alături de Astra s-au mai calificat în sferturi FC Vaslui și Pandurii Târgu Jiu, însă mai sunt de disputat două partide în optim: Steaua, ACS Poli Timișoara și Brașov, Viitorul Constanța.